Ion Smarandache este inginer agronom cu experiență. Pentru care 7 hectare de teren nisipos, agricultorul s-a gândit că aici cel mai bine ar merge pepenii verzi. Nu orice soiuri din import, ci unul autohton creat special să se dezvolte în condiții de secetă pe soluri nisipoase. Așa că a pus Dulcele de Dăbuleni, un soi creat de cercetătorii de la stațiunea Dăbuleni în urmă cu aproape 30 de ani. Pe mine sămânța pe hectar m-a costat până într-o 100 de lei. Pe când dacă puneam un soi străin, ne costa 1500 până la 2000 de lei numai sămânța. Am făcut cam 10 tone la hectar. Dar am prins un preț bun, o zi vindem în piață, o zi pauză. Vindem cam 3-4 tone pe o zi, da și una nu, cu 60 de bani kilogram. Acesta e Dulcele de Dăbuleni. Dulcele de Dăbuleni. Uitați, are coaja subțire, culoarea roșie și dulce. Le-am semnat direct în nesip cu semnătoarea, cum se seamănă, cu semnătoarea direct pe... și au răsărit foarte bine. Și apoi le-ați mai săpat? Da, le-am săpat odată, le-am plășit, dar totuși sunt frumoase. Dulcele de Dăbuleni a fost creat în laboratoarele stațiunii de cercetare și dezvoltare Dăbuleni înainte de 1989 și a fost adaptat solurilor nisipoase din zona de sud a Doljului. Deși acest soi a făcut cunoscuți pe cultivatorii de pepeni verzi din Dăbuleni, acum a rămas doar brand. Puține agricultori mai cultivă acest soi de lubenițe. Nu are o timpurietate foarte ridicată, iar în ultimul timp s-a dat bătălia pentru timpurietatea producțiilor de pepeni verzi în zonă, locul soiului respectiv fiind luat de către hibrizii din străinătate, care se remarcă într-adevăr fiind o timpuritate foarte bună. Alte două soiuri, Verdele de Dăbuleni și Oltenia, au fost modificate în laboratoarele stațiunii Dăbuleni pentru a se dezvolta pe terenurile nisipoase și secetoase din zonă. Nici acestea nu mai sunt cultivate astăzi, deși agricultorii care folosesc soiuri autohtone primesc punctaj în plus dacă accesează fonduri europene pentru agricultură.